Și eu vă văd pe fiecare. Ce trebuie să fac ca să devin deputat? Poftim încă o dată? Ce trebuie să fac ca să devin deputat? Aha. Bună întrebare. Păi în primul și în primul rând să aveți o activitate politică într-un partid politic. De obicei, în istoria țării noastre, noi n-am avut niciun deputat independent ca să vină în afara partidului. Deci, de obicei, sunt membrii partidului care au activitate politică și campanie electorală. Iese pe la televizor, se mai bat în cuvinte, prin talk show-uri, se întâlnesc cu cetățenii din diverse sate, comune, orașe, discute. Și dacă reușești să-i convingi pe cetățeni că partidul și tu meriți să le reprezinți interesele aici, în Parlament, atunci ai șanse mari să devii deputat. Și odată ce participi în alegeri și câștigi alegerile, după să fac rezultatele la alegerile cele, există o instituție care se numește Comisia Electorală Centrală, care spune că partidul cu tare, că de exemplu voi toți de aici reprezentați un partid, ați câștigat un număr de mandate, de exemplu 20 de mandate, după aia vine o nenea de la Curtea Constituțională, de obicei președintele, care îl cheamă domnul Alexandru Tănase, și dumnealui, de aici, de la tribuna Parlamentului, dă citire și validează acele mandate. Și vă cheamă pe fiecare și vă înmânează o legitimație și spune: felicitări, sunteți deputat, aveți mandat. Și de atunci începeți din acea zi, 4 ani de zile, munciți ca și